Bun găsit! Astăzi vorbim despre ocluziile intestinale, care sunt cauzele, simptomele și mai ales tratamentul. Aflăm de la invitatul meu, chirurgul Bogdan Socea. Este foarte important să știm că o astfel de afecțiune nu suportă amânare. Așadar, domnule doctor, ce este această ocluzie intestinală? Ce se întâmplă, de fapt, în organismul nostru? Ocluzia intestinală este o urgență chirurgicală, este un sindrom provocat de oprirea tranzitului pentru materii fecale și gaze o perioadă îndelungată, timp de câteva zile, de exemplu, moment în care abdomenul se destinde foarte mult. Deci e o blocare, practic, a tranzitului pe intestin, fie că e pe intestinul subțire, fie că este pe cel gros sau colon. Adică putem confunda cu o constipație această afecțiune? Uneori putem confunda cu constipație, dar depinde foarte mult de obiceiurile fiecărei persoane. Adică dacă o persoană este constipată în mod obișnuit și se cunoaște așa, nu o să o îngrijoreze o întârziere a tranzitului sau o oprire persistentă a lui de peste 24 de ore, să spunem, pe când o persoană care are un tranzit regulat poate fi îngrijorată chiar și la o zi de absență. Și care ar fi simptomele? Cum ne dăm seama că este ceva în neregulă, în afară de constipație, desigur? Meteorism, adică balonarea, umflarea abdomenului și pot apărea de asemenea dureri. Cam ăsta e tabloul clinic al ocluziei. În stadiile mai avansate apar vărsături. Și care ar fi cauzele? De ce putem păți așa ceva? Cele mai frecvente cauze, din păcate, sunt și cele mai grave, cauzele tumorale. Mai există și alte cauze, cum ar fi aderențe, sindrom aderențial, defecte parietale complicate, adică hernii sau epentrații cu complicație, încarcerare sau strangulare. Deci sunt niște afecțiuni de care noi ar trebui oarecum să știm și această ocluzie este o complicație? De unele da, de altele nu prea avem cum să știm și de multe ori se prezintă pacienți în ocluzie, în urgență, descoperindu-se uneori chiar intraoperator tumori, formațiuni tumorale, care cu siguranță nu au apărut atunci, au apărut cu poate un an, doi înainte. Nu au fost supărătoare pentru pacient, dar au, la un moment dat au crescut atât de mult încât au blocat complet intestinul. Deci putem vorbi de o prevenție în această situație? Să facem ce? O ecografie abdominală anual? Sau... Sigur, atât. Sau măcar ce ține de noi și chiar de medic? Un set de analize anual ar fi util, inclusiv o ecografie. De asemenea, putem preveni situațiile pe care le considerăm noi la risc. Persoane, de exemplu, cu risc de tumor de colon trebuie monitorizate și pot face o supraveghere activă. Adică se recomandă ca peste o anumită vârstă să facă o colonoscopie o dată pe an și astfel putem descoperi tumorile într-un stadiu incipient. Despre ce persoane vorbim? Cine ar putea fi la risc de ce îmi spuneți mai devreme? Persoane cu istoric personal de probleme, de exemplu, care au mai avut colonoscopii și în cursul lor s-au descoperit polipi care au fost rezecați. Persoane cu istoric familial, care au în familie, persoane cu probleme de colon, cu afecțiuni tumorale, de colon tumori, de colon cancer, de colon. Și de asemenea, persoane trecute de o anumită vârstă. Care ar fi recomandat să facă această colonoscopie? Care ar fi recomandat să facă măcar o colonoscopie anual. La noi, din păcate, programul acesta de screening nu este foarte bine implementat, cum e în alte state, da. Unde e foarte clar reglementat, adică la peste 45-50 de ani toată lumea face colonoscopie anuală. Și care ar fi tratamentul? Este, desigur, ceva o urgență, urgență medicală. Pentru ocluziile de cauză mecanică, adică ce presupun un obstacol în intestin, tratamentul este doar chirurgical, adică trebuie intervenit chirurgical și îndepărtat acel obstacol, indiferent de ce natură este. Și după aceea avem un stil de viață normal sau poate reapărea această ocluzie? După care depinde foarte mult de cauza ocluziei și în funcție de cauză putem emite anumite recomandări și stilul de viață se va adapta în consecință. Cu siguranță, particularizat la cauzele tumorale, pacientul trebuie urmărit, el revine la control, fie la medicul curant, fie la oncolog, tratamente complementare, oncologice și așa mai departe. Această afecțiune poate apărea la orice vârstă sau mai la vârstă? Din păcate, în ultimii ani asistăm la o scădere a vârstei de apariție. Înainte, tumorile maligne apăreau la vârste mai înaintate. Factorii aceștia carcinogenetici din intestinul gros în special, că de asta vorbim, că sunt mai frecvente,
trebuiau să acumuleze o perioadă de timp pentru a deveni agresiv și a determina mutații și a duce la tumori maligne. Stilul de viață schimbându-se, vârsta de apariție, din păcate, a scăzut și uneori descoperim tumori de genul acesta la tineri. Vorbim despre un tratament clasic sau o chirurgie laparoscopic? Se poate și se poate aborda și laparoscopic, minim invaziv și clasic, bineînțeles, în funcție de localizare și de experiența fiecăruia și de preferințele pacientului, să spunem. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!